Bun găsit, prieteni! Oboseala psihică nu vine de cele mai multe ori după activități fizice intense. Dacă te simți pur și simplu obosit psihic și simți că nu te mai poți concentra, că nu mai poți face anumite lucruri, că nu mai ai dorința de a fi atent, că pur și simplu simți nevoia să te odihnești, nu înseamnă că ești neapărat obosit fizic, dar n-ai cules o vie întreagă, n-ai tras la jug, nu ai făcut curățenie în trei case, nu știu ce alte lucruri, care activități fizice solicitante, nu înseamnă neapărat că ai făcut aceste activități fizice solicitante, ci pur și simplu mi se întâmplă și probabil că li se întâmplă multora să simți că nu te mai poți concentra, că nu mai poți să iei decizii tot timpul, că nu mai poți să hotărăști lucruri. Pur și simplu nu mai vrei să mai auzi de nimeni și de nimic pentru o zi întreagă, să spune. Da, când ajungi în starea asta sau dacă se întâmplă, Doamne ferește, să fie de mai multe ori sau, mă rog, zilnic, este bine fie să consulți un psiholog, un psihoterapeut, dacă situația este mai gravă și simți că nu poți face față singură unor astfel de presiuni, unor astfel de situații, n-ajungi la niciun răspuns. În prima fază este bine să încerci să prioritizezi lucrurile, să spun specialiștii să faci sport, să încerci o zi să nu trebuiască să mai iei decizii și să îți eliberezi cumva timpul în așa fel încât să păstrezi o jumătate de oră, o oră pe zi sau două ore, idealul este de două ore, de petrecut în aer liber. Am mai făcut un vlog la un moment dat cu o descoperire a specialiștilor legată de două ore petrecute în aer liber care scad considerabil riscul depresiei la adulți, atât la femei cât și la bărbați. Deci jumătate de oră, o oră, două ore, dacă vă puteți permite să petreceți în aer liber, poate chiar vorbind la telefon, ideal este să stați liniștiți și să vă relaxați, dar eu mă gândesc că este dificil. Dar măcar, nu știu, să citiți, să vorbiți la telefon dacă este musai, să stați cu picioarele la orizontală și efectiv să vă bucurați sau chiar să faceți sport dacă aveți putere și energie și dispoziție în ziua respectivă. Lucrurile astea nu sunt de glumit, cu lucrurile astea nu se glumește, oboseala psihică este un lucru important și care, să spunem, ignorată, la nesfârșit poate să dea în situații mai grave în care să nu vă mai puteți descurca singuri, ci să aveți nevoie de ajutorul unui specialist. Ne revedem mâine dimineață, numai bine!